reprezentativă a României a scris duminică seara o nouă pagină neagră în istoria fotbalului nostru. Echipa lui Puiu Iordănescu a fost învinsă cu 1-0 de Albania. A fost primul succes al albanezilor obținut în fața românilor după 68 de ani, dar venit într-un moment foarte important. Păi, ce putem spune? Dacă nici pe Albania atunci, pe nimeni. Nu merita să mergem mai departe, corect. După aia, vinovați. E următoarea întrebare normală. Vinovați. Vinovați sunt toți. Vinovați sunt antrenorii, jucătorii, toți, toată lumea e vinovată. Poate și noi cei care lucrăm la federație și asigurăm schimbul de jucători. Poate nici noi n-am făcut ceea ce trebuie. Pentru că fotbalul evoluează și nu putem la ora actuală, prea multe lucruri s-au întâmplat acolo, în echipe naționale. Schimba doctorul, accidentări și altele și poate și puțină lipsă de inspirație la domnul Iordănescu. Prestația tricolorilor poate fi cu greu explicată. De fapt, cei 14 jucători care au intrat duminică pe teren nu au vreo scuză. Deci nu e vorba de singură cauză. Pentru că dacă era una singură, era ușor de îndepărtat. În momentul când sunt mai multe cauze, atunci trebuie făcut o analiză serioasă a întregului fotbal românesc, să vedem unde ne aflăm exact, pentru că nu merge nimic în fotbal. Deci nicio ligă nu funcționează ca lumea, nu sunt bani, sunt probleme cu jucătorii, sunt jucători străini de afară care nu răspund cerințelor, deci toate s-au adăugat aici, s-au încărcat pentru echipa națională. Echipa României a fost duminică imaginea fotbalului de la noi din țară, adică una jalnică. Se spune că la agricultură, politică și fotbal se pricepe toată lumea. Românii au demonstrat, însă duminică seara, faptul că nu se pricep la fotbal.